Stimați călători, cu ocazia împlinirii a 150 de ani a înființării Gării de Nord, vă informăm că se pot vizita Salonul Regal, expoziția de material rulant de la linia 13 și Muzeul CFR de la linia 14. Vă mulțumim! România s-a născut greu și târziu, din bucăți de pământ separate timp de secole. Aceste provincii au fost cusute la începuturile țării cu un fir de fier. Povestea lui e povestea noastră. Pornim astăzi într-o călătorie lungă de 150 de ani, prin istoria căilor ferate din România. Vom descoperi că trei sferturi din structura rețelei de cale ferată au fost gândite și construite pe vremea lui Carol I. Vom înțelege ce au însemnat trenurile pentru dezvoltarea noastră și cum am ajuns astăzi să circulăm mai lent decât acum un secol. Vom descoperi comori ascunse, Salonul Regal din Gara de Nord, Trenul Regal, Muzeul CFR, Locomotiva Pacific și oameni de poveste. Sunteți gata? Poftiți în vagoane! Prima cale ferată din lume a fost construită în Anglia. Făcea legătura între Liverpool și Manchester. Data inaugurării, 15 septembrie 1830. Succesul obținut atunci de George Stephenson, constructorul liniei de 51 de kilometri și al celebrei locomotive The Rocket, a determinat răspândirea rapidă a noului mijloc de transport. Un an mai târziu, primul român care a călătorit cu trenul a fost Petrache Poenaru. Avea să povestească despre cele 20 de trăsuri legate între ele, încărcate cu 240 de oameni, trase de o singură mașinărie cu abur. Inginer, inventator, cartograf, pedagog și revoluționar, Petrache Poenaru a fost cucerit de călătoria lină, rapidă și de 10 ori mai ieftină decât diligența. Și-a dat seama că trenurile vor schimba lumea. A prevăzut că se va putea ajunge de la Sibiu la Londra în mai puțin de 3 zile. Și asta avea să se întâmple încă înainte de 1900. Invenția a transportului pe șina metalică nu a rămas fără ecou în provinciile române. Prima cale ferată, construită pe teritoriul de astăzi al României, pe atunci Imperiul Austro-Ungar, a fost gata în 1854. Avea puțin peste 60 de kilometri și era folosită pentru transportul cărbunelui de la Oravița la Baziaș. Oravița-Baziaș, așa numita Kolenbahn, linia cărbunelui, avea rolul de a ușura transportul cărbunelui de la Anina la Dunăre pentru alimentarea vapoarelor. A doua cale ferată de pe teritoriul actual al României a fost construită în Dobrogea, pe atunci în Imperiul Otoman, în 1860 și lega Constanța de Cernavodă. A treia trebuia să urmeze în Principate. Când a sosit în România, în mai 1866, Carol I a găsit 0 km de cale ferată. Călătorise pe un drum ocolit, cu un pașaport fals, pentru că vremurile erau tulburi și periculoase. La Turnul Severin a sărit de pe vapor pur și simplu, pe debarcader în Turnul Severin. Odată cu el a sărit și Brăteanu, care a venit cu același vapor, dar nu au comunicat pe vapor pentru a nu fi recunoscut, că el este cel care urmează să preia tronul României. După confortul acesta al transportului modern, s-a trezit dintr-o dată pus într-o trăsură care trebuia să treacă cel puțin peste două râuri mari, peste Jiu și peste Olt, unde podurile erau precare, dacă erau, dacă nu, trebuia să treacă cu bacul, unde drumurile erau desfundate și... s-a lovit el direct, a avut o experiență directă de ce înseamnă să nu ai căi ferate, de exemplu, într-o țară ca aceasta, care avea nevoie vitală de căi ferate. Cum arăta România la venirea noului domnitor? Era o țară, din multe puncte de vedere, înapoiată. Adică o boierime redusă numeric, dar de un rafinament extraordinar parizian, și la propriu și la figurat, și o țărănime
numeroasă, săracă, analfabetă, dar fericită la momentul respectiv că avusese loc reforma agrară, împărțirea pământului, de fapt, în vremea lui Cuza, 1864. O Românie dependentă plătea 1% din PIB-ul de atunci, da? Deci 914.000 lei mergeau la poarta otomană. De la primul proiect al inginerului Marin din Cernăuți, care visa la o linie ferată cu tracțiune animală din nordul Moldovei până la Galați și până la construirea primei căi ferate, au trebuit să treacă 28 de ani. Tot transportul depindea de viteza de transport a unui car, dar și de starea vremii. Erau și codrii Vlăsiei, erau și tâlhare în codrii Vlăsiei, erau tot acâmul pentru a fi un transport dintre ăsta cât mai picant, să zic. De ce nu s-au construit căi ferate? În România nu existau ingineri de căi ferate. Nu existau proiectanți. Așa ceva nu se mai proiectase în România. Nu însăși linia reprezenta problema, ci greutatea materialului rulant. Să nu uităm, totuși o locomotivă, chiar și în acea vreme, vorbind de anii 1860, avea în jur de 40 de tone. Construcția căilor ferate necesita bani și specialiști. Începerea lucrărilor fusese împiedicată și de manevrele în altei porți. Turcia nu-și dorea ca trupele rusești să poată ajunge ușor în Balcani. Importanța strategică a căilor ferate l-a determinat pe Carol să urgenteze lucrările. Parlamentul României a găsit această soluție să construiască căi ferate pe teritoriul României, dar în concesiune. Când a venit Strusberg, a spus, prețul ăsta este un kilometru de cale ferată, 300.000 de lei. La 3 lei gramul de aur, 100.000 de grame, 100 de kilograme. Deci priviți un kilometru de cale ferată și vă imaginați niște lingouri de aur, 100 de kilograme lângă fiecare kilometru. În 1869 a fost inaugurată gara Filaret și prima linie de cale ferată din România, București-Filaret-Giurgiu. Era cel mai scurt traseu spre Dunăre, principala cale de comunicație pe atunci cu restul lumii. În prima călătorie oficială, locomotiva trenului a fost condusă chiar de concesionar, John Trevor Barclay. La început, calea ferată a fost privită ca o căruță de foc, ca un mijloc dintre ăsta de transport care putea să lovească oamenii, care putea să producă pagube, care speria animalele. Erau foarte mulți oameni care stăteau pe linie. Din acest motiv, primele trenuri care au circulat pe linia București-Filaret-Giurgiu aveau înaintea lor un călăreț care mergea pe calea ferată și suna din corn că urmează să vină trenul, ca toți cei care stăteau pe linie să dea la o parte să nu fie accidentați de tren. Primele vagoane și locomotive din principatele române au fost aduse din Anglia. Aveau o iuțeală maximă, cum se spune la vremea respectivă, de 95 de km la oră, ceea ce, să nu uităm, 1869 era o viteză formidabilă comparativă cu cea a carelor. Și în afară de aceasta, vagoanele erau niște vagoane scurte, erau vagoane pe două osi, erau niște vagoane cu bănci, clasa 1, clasa 2 și clasa 3, dar aceste vagoane aveau uși direct din exterior, deci nu aveau coridor. În timpul iernii, aceste vagoane trebuiau încălzite. Existau niște vase foarte lungi, în care se turna apă clocotită și se băgau sub canapele, urmând ca la jumătatea distanței aceste vase să fie scoase sau să fie reumplute cu apă fierbinte, tocmai pentru a se asigura încălzirea acestor vagoane. Extinderea căilor ferate rămânea o problemă. Din cauza suzeranității turcești, Bucureștiul nu se putea împrumuta decât foarte greu și foarte scump pe piețele internaționale. La 13 ianuarie 1868, Carol I îi scria tatălui său: numai printr-o linie ferată între București și Iași se vor alipi în realitate Moldova și Muntenia și va dispărea orice tendință separatistă. 8 luni mai târziu, Parlamentul României îi acorda lui Strusberg concesiunea pentru construirea a 915 km de cale ferată, de la Roman la Vârciorova. Desfășurarea lucrărilor și plata acestora au declanșat un puternic scandal politic, care l-a adus pe domnitorul Carol I în pragul renunțării la tron. Afacerea Strusberg a făcut să curgă multă cerneală, atât în epocă, dar și ulterior din penele sau stilourile istoricilor care s-au preocupat de ea, fiind interpretată în fel și chip. N-a fost o licitație, a fost ceea ce s-ar putea numi o încredințare directă. Cum a fost ales? I s-a sugerat acest nume de către tatăl său. De ce? Strusberg era cunoscut de familia de Hohenzollern și avea încredere în el. Acest Strusberg
a făcut rost de investitori din spațiul german. Acei investitori însă au cerut garanții partea rea a întregii povești. A început în momentul în care acest Strusberg, în care toată lumea a avut încredere, a dat faliment. Era acuzat când de conservatori, când de liberali, care avea interese directe aici. A fost la un pas de abdicare, din două motive. Odată că presa i-a reproșat în unanimitate că face cotă parte, să își împarte câștigul cu escrocii, nu existau dovezi. Există presupuneri că români ar fi colaborat cu Strusberg la fraudare, Carol nu pomenește niciun nume. Clasa politică românească făcea un fel de șantaj. Practica a fost și denumită ca atare, șahul la rege. Se folosea acest șah la rege nu pentru că regele ar fi fost vinovat, ci pentru că era cea mai bună cale de a ajunge la putere. Pe 5 iulie 1871 s-a votat legea prin care concesiunea Strusberg era anulată. Relația cu Prusia devenea tot mai dificilă. Otto von Bismarck, șeful guvernului prusac, amenința principatele române cu plângeri la sultan dacă nu le plătesc acționarilor prusaci despăgubiri. Era vorba despre deținătorii de acțiuni la consorțiul Strusberg, pe care statul nu-i putea lăsa de izbeliște. O nouă societate prusacă, în frunte cu bancherul Bleichröder, se angaja să termine lucrările abandonate de Strusberg, beneficiind de dreptul de a emite noi acțiuni. La început, lucrurile au mers bine, însă după 2 ani, societatea a rămas fără fonduri și a abandonat la rândul ei. Statul român a preluat el însuși construcția de căi ferate, a naționalizat ceea ce se construise deja, de unde un scandal fără sfârșit cu investitorii germani care își cereau înapoi investiția și procesele au durat până târziu, după anii 80, după proclamarea regatului, când în sfârșit s-a stins acest conflict prin despăgubirea de către statul român a investitorilor germani. Afacerea Strusberg poate nu s-ar fi încheiat niciodată dacă nu izbucnea războiul. Deznodământul războiului a ajuns în mâna lui Bismarck, la Congresul de Pace de la Berlin. Bismarck avea, în toată povestea asta, a avut un bancher care a sponsorizat Prusia. Bismarck i-a spus lui Bleichröder, dacă reușești să răscumperi căile ferate, urmează înnobilare fără să trebuiască să te creștinezi. Dacă la 1877, când au izbucnit războiul, aveam 1200 de kilometri de cale ferată, la 1896 erau 2900 kilometri de cale ferată. La 1914, când pornește primul război mondial, avem 3800 kilometri cale ferată. Dacă stăm să analizăm o hartă din perioada lui Carol I, o să vedem că rețeaua de cale ferată din ziua de astăzi este cam aceeași. Statul român, văzând importanța căilor ferate și dezvoltarea economică adusă României datorită transportului feroviar, au spus că trebuie să construim linii de cale ferată fără concesionar, pentru că sunt foarte scumpe, dar trebuie să ne formăm specialiști. Și au fost trimiși ingineri români, au făcut facultățile la Viena, la Berlin. Au fost școliți în exterior, au venit la calea ferată, urmând ca și aici să construiască după principiile și după cum au învățat în universitățile din Occident. Tânărul stat român a ajuns astfel să aibă mai multe căi ferate care mergeau până la porturile dunărene. O linie până la Marea Neagră. 3 linii treceau Carpații, una a traversa Bucovina până în Imperiul Austro-Ungar și exista o linie care lega țara cu Rusia. În același timp, au început să se formeze primii lucrători profesioniști, să se acumuleze experiența necesară în domeniul construcției și al exploatării căilor ferate. În 1881 se construiește prima linie de cale ferată construită integral de inginerii români, și anume linia de la Buzău la Mărășești, pentru ca trenurile să nu mai ocolească pe la Galați și să meargă direct. Cum a privit românul obișnuit construcția căilor ferate? Sigur că au fost păreri, din păcate susținute și de cel mai mare român care a trăit vreodată, Mihai Eminescu, că nu avem nevoie de căi ferate. Ce ne trebuie nou așa ceva? Era un calcul economic simplu care se face atunci, la 1829, când rușii înlătură monopolul otoman asupra exportului de cereale a țărilor române, adică costa mai mult transportul grâului de la Moșia din nordul Moldovei, de la Mihăileni, a lui Mihail Sturza, până la Galați, decât grâu transportat de la Galați până la Birmingham sau Edinburgh în Marea Britanie. Fără căi ferate n-ar fi fost România.
La finalul secolului al XIX-lea, în 20 de ani au fost construiți 1800 de kilometri de cale ferată, în medie 80 de kilometri pe an. Dezvoltarea fără precedent a dus la schimbări economice, demografice și culturale. Cei care erau legați de calea ferată puteau să aibă acces la cultură și la civilizație. Pentru populația din mediul rural care are acces la calea ferată, brusc orizontul spațial se triplează, probabil crește de 10 ori. Brusc le face accesibile alte piețe ale muncii, alte piețe de desfacere pentru produse. Deci orizontul lor crește exponențial într-un interval de timp foarte scurt. Calea ferată e o marcă a modernității. Concentrează timpul și îți dilată spațiul. A fost întrebat odată un mare istoric francez, Fernand Braudel, ce a creat Franța, ce a construit Franța. Și el nu a indicat nici pe Jean d'Arc, nici pe Napoleon Bonaparte, au spus două elemente. Școala primară și calea ferată. Asta este. În Germania au fost trei elemente. Școala primară, calea ferată și pușca cu ac. Pușca cu încărcare pe la culată, nu cu care Germania câștigase cele trei războaie de unificare. Deci asta construiești, așa construiești o țară, cu căi ferate și școală primară. Așa s-a construit și România. În timpul domniei lui Carol I, pe domeniile coroanei s-au ridicat școli model și biblioteci cu un bogat fond de carte. S-au inaugurat palatele universităților din Iași și București, Ateneul Român, Biblioteca Centrală Universitară. Și în mai puțin de 40 de ani s-au construit 3180 de kilometri de cale ferată. Astăzi, una dintre primele locomotive care a circulat în România pe linia București-Giurgiu, în 1869, se află în patrimoniul Muzeului Căilor Ferate din București. Locomotiva Călugăreni este una din primele 6 locomotive care au circulat pe prima linie din Principatele Române. E vorba de linia București-Ferat-Giurgiu. Locomotiva Călugăreni a fost chiar una din primele care au sosit. Au sosit cu vaporul pe Dunăre, tocmai pentru a circula pe linia București-Giurgiu. Și ea a fost păstrată în scop muzeistic și, din fericire, am reușit să o aducem în curtea muzeului și publicul poate să o admire. Exact locomotiva reală. Nu este o copie, nu este o replică a celei originale, este chiar locomotiva originală care a trecut prin multe, multe, multe reparații de atunci, dar ea este vizibilă oricui ne calcă pragul. Muzeul Ceferiștilor a fost inaugurat în 1939, pe locul unde astăzi este stadionul Giulești. În aprilie 1944, muzeul a fost bombardat, documentele vechi au ars, vagonul regelui Carol I a fost distrus. Din 1969, Muzeul CFR a fost redeschis în locul unde poate fi vizitat și astăzi. Ocupă câteva încăperi lângă Gara de Nord. Din lipsă de spațiu, locomotivele cu abur care au fost păstrate nu sunt expuse în muzeu. Sunt ținute la Mogoșoaia, într-un loc în care publicul nu are acces. Apar din când în când în filme de epocă. Sperăm ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să avem și acest spațiu unde să putem să aducem oamenilor locomotivele, să poată să le vadă, să poată să pună mâna pe ele, să poată să își imagineze cum călătoreau bunicii lor cu aceste vehicule formidabile. Doctor în arhitectură, Toader Popescu a publicat Proiectul Feroviar Românesc, volum distins cu mai multe premii, printre care Cartea de Știință a Anului, decernat de Asociația Editorilor din România. De regulă, cei care au pasiune în domeniul ăsta, în majoritate, provin fie din familii de ceferiști, fie s-au jucat de mici cu trenulețe, fie vin din zona asta. Eu nu vin din zona asta, nici măcar n-am ținut cu rapidul vreodată în viața mea. Pur și simplu mă interesează teritoriul și infrastructura. Fiind arhitect de formație, mă interesează cum se structurează relațiile teritoriale la scară mare. Deci nu vine dintr-o, cum vine pentru mulți, dintr-o pasiune de copilărie, ci dintr-o pasiune de maturitate. În Muzeul CFR, o mână de oameni pasionați de trenuri și căi ferate au construit cea mai mare dioramă din țară. Este dirijată pe calculator, are trasee atât pe cale ferată normală cât și îngustă și o lungime de 14 metri. Am reușit să construim în urmă cu 11 ani aproape o dioramă feroviară, adică o machetă cu trenuri miniaturale la scara 1:87 pe care circulă mai multe trenuri. Pot circula simultan până la 11 trenuri, sigur nu circulă toate 11, dar pot circula până la 11 trenuri simultan și aceste trenuri sunt toate replici ale trenurilor românești din realitate.
trenuri care au circulat în diverse perioade ale căilor ferate din România. De mic copil eram pasionat cam de tot ce înseamnă tehnică. În vacanța de vară între clasa a 9-a și a 10-a am revizitat muzeul CFR. În momentul ăla s-a produs declicul și practic de atunci m-am canalizat pe istoria căilor ferate. Am intrat în acest domeniu care este superb din punct de vedere al unui istoric al căilor ferate. Am început să adun primele imagini vechi. Pasionat atât de istoria monarhiei, cât și de cea a căilor ferate, Andrei Berinde organizează tururi ghidate pe drumuri de fier. Le povestește celor care îl însoțesc istoriile puțin cunoscute ale gărilor și traseelor de tren din România. Andrei are o colecție impresionantă de planșe vechi și a fost membru încă de la înființare în Asociația Tineretului Regalist. Pentru el, o zi în care nu studiază o fotografie veche sau măcar un document legat de căi ferate e o zi pierdută. Bună, Andrei! Bună, Irina! Ce bine, îmi pare că te văd astăzi. Ce citești? Tocmai citeam un articol despre gările regale. Oh, perfect! Despre gările necunoscute ale Bucureștiului vreau să-mi povestești și mie astăzi. Cu dragă inimă! Chiar e plăcerea mea să-ți povestesc. Până în ce an au ajuns trenuri la Filaret? Până în toamna anului 1960, când ea a fost transformată în autogară. Ea devenise cumva un obstacol în dezvoltarea Bucureștiului din a doua jumătate a secolului 20 și calea ferată care o lega de gara de nord devenise cumva o frână în calea dezvoltării orașului. Pe traseul ei erau, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 10 pasaje de trecere la nivel. Tot timpul când se punea bariera erau cozi interminabile de mașini. Deja ea nu fusese gândită pentru un oraș în plină expansiune cum era Bucureștiul, mai ales în anii 60. Dacă ar fi să ne imaginăm cum arăta gara și cum a fost atmosfera atunci când primul tren a mers prin România? Era complet diferită de felul în care arată astăzi toată zona. Era o zonă periferică a Bucureștiului, de aia s-a și construit gara. Era așa numită Moșia Mitropolitului Filaret. Era o zonă acoperită de vii și grădini. Era o diferență uriașă între ceea ce vedem astăzi în jurul nostru. A fost un eveniment nu atât pentru bucureșteni, dar pentru toată lumea din toate localitățile de pe traseul căii ferate. În satele dintre București și Giurgiu, în ziua aia n-au rămas acasă decât copiii mici sau cei bolnavi care nu s-au putut ridica din pat și nu s-au putut duce la gară să vadă așa numitul car de foc. Primul pasager al acestei căi ferate de la București, Filaret la Giurgiu, chiar înainte de a fi ea oficial inaugurată, a fost regele Carol. În martie 1869 a circulat cu unul dintre așa numitele trenuri de probă tehnică a liniei, de la București până aproape de Giurgiu, de unde a plecat mai departe în voiajul în care a și cunoscut-o pe regina Elisabeta a României. După ce toate contractele atribuite concesionarilor străini au fost anulate, construcția de linii ferate în regia statului român a început la 1 mai 1879. Director al lucrărilor pentru traseul Buzău-Mărășești, de 92 de kilometri lungime, a fost numit Dimitrie Frunză, absolvent al Școlii de Poduri și Șosele din Paris. O mare importanță a avut costul mediu de 93.214 lei aur pe kilometru, comparativ cu 306.000 lei aur pe kilometru, cât costau liniile construite de concesionarii străini. Acest cost era totodată mult mai mic decât în oricare altă țară din Europa de atunci. În 1880 se înființează Direcția Princiară a Căilor Ferate. 3 ani mai târziu, aceasta a fost transformată în Direcția Generală a Căilor Ferate Române, instituție care a dat inițialele CFR. Pentru ca toate să fie unificate și puse sub o disciplină fermă, să nu existe evenimente neplăcute, accidente, deraieri, era nevoie de reguli clare și bine definite. Primii conducători ai căilor ferate au fost generali ingineri de armată. Și astăzi, în calea ferată, mai există denumirea de șef de divizie, ca funcție care, iată că provine din armată, mai există scrisoare de trăsură pentru documentele care însoțesc un transport feroviar, regulamentele până nu de mult se numeau instrucții, calea ferată era a doua armată a țării. Ce însemna să fii ceferist în vremea lui Carol I? În vremea lui Carol I și nu numai. A fi ceferist era o mândrie.
Era similar cu a fi în ziua de azi aviator sau a fi militar. O recunoaștere a devotamentului, era o recunoaștere a bunei pregătiri a celui care are această calitate de ceferist. Ceferistul era privit ca un om respectat în societate. Era un om care era considerat a fi un om foarte serios, un om foarte devotat, un om care avea un drum foarte clar în viață. Calea Ferată, la vremea respectivă, putea oferi niște salarii foarte bune celor care se angajau în sistem. Oferind niște salarii foarte bune, puteau să selecteze oameni. Pe lângă salarii, ofereau uniformă, locuințe de serviciu. Locuința de serviciu avea puț, avea copaci în curte, avea și clădirea construită, avea tot, tocmai ca acestui om să nu-i lipsească absolut nimic, să poată muta cu întreaga familie. Calea Ferată încerca să găsească de lucru și pentru soție. Calea Ferată avea grădinițe, Calea Ferată avea licee, unde copiii de ceferiști se pregăteau pentru a lucra la Calea Ferată, având, de exemplu, în familie al părinților. Calea Ferată oferea uniforme, Calea Ferată ți impunea ca la servici să vin într-o anumită ținută. Nu era sub nicio formă admis ca în vremea respectivă să vină opinși la servici sau nici vorbă de așa ceva. Deci totul trebuia să fie exact după disciplina militară și trebuia să fie omul un model. Calea Ferată a adus și o schimbare în modul de a funcționa. I-a învățat pe români ce înseamnă punctualitatea. Carol I, se știe, era un model de ordine și punctualitate, în contrast cu țara lipsită de măsură și mereu în schimbare. Lupta cu ritmul lejer al Orientului nu a fost ușoară. Cadoul preferat pe care regele îl făcea românilor era ceasul. Iar Calea Ferată l-a ajutat să-și disciplineze poporul. Toate ceasurile trebuiau să arate permanent aceeași oră. Deci o diferență de doar câteva minute putea să producă un accident. Oamenii s-au gândit cum să facem. Facem ceasuri foarte precise, dar totuși trebuie să fie un sistem central care să le poată controla pe toate. Și atunci s-a mers pe ideea ceasurilor electrice. Adică existau niște ceasuri de dimensiuni mari, al căror mecanism nu era întors cu arc, ci avea un electromagnet, o bobină, practic, care primea un semnal electric de la o centrală de ceasoficare. O centrală care avea două ceasuri foarte precise, se făcea o medie între două ceasuri foarte precise pentru sporirea eficienței și pentru sporirea preciziei acestei centrale. Și această centrală, la fiecare minut, trimitea cât un semnal electric. În acest fel, niciun ceas nu putea să o ia înainte sau să rămână în urmă față de celelalte ceasuri. A avut efect asupra mentalului colectiv. Lumea tradițională românească de atunci începe încet, încet să se piardă din faptul că ritmul vieții devine altul odată cu Calea Ferată. Oamenii încep chiar să se comporte altfel, nu mai trăiesc în ritmul acela arhaic, patriarhal, al mersului cu căruța, al măsurării vieții în funcție de anotimpuri sau de etapele călătoriei soarelui pe cer, ci încep să o măsoare exact în funcție de ceasul din gară, de mersul trenurilor. Profesorul universitar Vasile Docea a descoperit în labirintul arhivelor jurnalul lui Carol I și de atunci traducerea însemnărilor regelui a devenit și pentru el o preocupare de fiecare zi. Imaginați-vă ce surpriză am putut să am când am văzut că, de fapt, nu erau memorii, nu era continuarea memoriilor, ci era însuși jurnalul manuscris, autentic, nu, al regelui Carol I. Acela a fost momentul în care mi-am pus problema descifrării și publicării acestui document, care are o valoare, evident, enorm de mare pentru cunoașterea nu doar a familiei regale, a profilului lui Carol I, ci inclusiv pentru cunoașterea istoriei, pur și simplu, istoriei României, istoriei politice și aș îndrăzni să spun chiar a istoriei europene. Jurnalul surprinde foarte interesant construcția podului de la Cernavodă, care era un obiectiv și economic, dar și strategic. După ce Dobrogea a fost alipită României prin prevederile tratatului de la Berlin din 1878, construirea unui pod care să lege noua provincie de restul țării devenise o necesitate. Până la Fetești se putea ajunge foarte bine cu trenul, apoi se mergea cu trenul până în Albia Dunării, mai exact a brațului Borcea, apoi cu un feribot erau trimiși călătorii pe insulă, deci între Dunăre și Borcea, apoi cu carele erau deplasați până pe malul Dunării și apoi din nou cu bacul sau cu feribotul până la
Cernavodă și apoi cu trenul. Inginerii români nu aveau experiență de a construi lucrări atât de mari și atunci s-au apelat din nou la mai multe firme constructoare din Occident, care au venit fiecare cu propria soluție. Niciuna dintre soluții nu a fost însă mulțumitoare pentru statul român. Proiectul i-a fost încredințat inginerului Angel Salini. Lucrările au început pe 26 noiembrie 1890, în prezența regelui Carol I, și au durat 5 ani. În septembrie 1895 a fost inaugurat cel mai complex sistem de poduri din Europa acelor vremuri și al treilea ca lungime din lume. Podurile astea au creat o legătură foarte rapidă între capitala București și portul Constanța. Podul de la Cernavodă, creația cea mai măreață a ingineriei românești, a costat 35 de milioane de lei. Și asta a fost o mare realizare a lui Angel Salini, care și-a asumat răspunderea, a trecut peste pod atunci în septembrie 1895 la o inaugurare, au trecut 80 de locomotive cu maxima viteză. În timpul ceremoniei de inaugurare, regele Carol a bătut cel din urmă cui, după cum mărturisește în documentul care însoțește acest eveniment. Mulțumită râvnei și măiestriei inginerilor români, am trecut pe deasupra valurilor celor două brațe ale Dunării Mărețe și am bătut cel din urmă cui, care a încheiat și sfârșit aceste falnice lucrări. Momentul culminant al zilei a fost testarea rezistenței podului. Convins de calitatea construcției sale, Salini s-a urcat într-o șalupă pe care a ancorat-o sub pod, garantând cu viața calitatea proiectului său. Geniul inginerului Angel Salini a făcut ca, în calcul, să se prevadă niște tonaje sporite ale trenurilor. Știți că până în anii 70, acest pod a suportat foarte bine circulația locomotivelor din zilele noastre? Deci gândiți-vă, în 1890 să faci niște calcule pentru un pod care să reziste la circulația unor trenuri care sunt practic de 4-5 ori mai grele. Am fost la Măcin, la Jamia Mestan Aga, să îl întâlnesc pe imamul Revan Talip, strănepotul lui Talip Talip, turcul care a salvat de la explozie podul de la Cernavodă. În 1916, străbunicul meu a scăpat podul de la Cernavodă, în primul război mondial. Străbunicul Talip a fost cel dintâi din familie venit în Dobrogea. Se întâmpla înainte de războiul din 1877. Era bogat. Avea pământ, aur, conace, vite. Stăpânea averi și mai mari la Sofia, în Bulgaria. Bulgarii vroiau toată Dobrogea, ei credeau că toată Dobrogea este a lor. Așa au crezut și așa s-au luptat. Și până la urmă, străbunicul meu, având o avere la Sofia, l-au recrutat și zice, uite, îți trimitem oameni acolo, 4-5 oameni, câți au fost, bine înarmați și cu dinamite una alta să dinamiteze podul de la Cernavodă. Că altfel, zice, dacă nu accepți, nu o să mai poți să mai vii la noi aici, în Bulgaria. Străbunicul Talip știa cât de important era podul de la Cernavodă. Participase în 1895 la inaugurarea lui de către Carol I. Știa că fără acest obiectiv strategic, singura cale de a trece pe uscat dintre Europa și Orient, românii n-ar fi rezistat în război. Așa că Talip a ales doi oameni de-ai lui, le-a dat doi cai și o scrisoare în limba arabă. Scrisoarea a ajuns la Constanța, la regele Ferdinand. Regele a venit el însuși la Cernavodă, a capturat comandoul bulgar și apoi a mers acasă la Talip. Regele Ferdinand l-a felicitat și i-a dat cea mai mare distinție. Și uite, nu distinția, în schimb, eu trebuie să-ți dau ceva, mi-ai scăpat țara. Zice, uite, îți dau 100 de hectare de pământ, proprietate. După 3 luni, Talip a îndrăznit să meargă la Sofia. Spera că Bulgaria a uitat. A fost ars de viu.
Ne întoarcem însă la vremurile liniștite, când România aspira să devină un stat modern și respectat. Datorită lui Carol I și a regimului pe care el l-a impus de stabilitate, România a fost țara cea mai împrumutată din sud-estul Europei. Deci s-au împrumutat 2,4 miliarde lei sau franci aur, s-au plătit vreo 600 de milioane, am rămas la finalul 1914, o datorie externă, 1,8 miliarde franci. Am vorbit despre cum arăta România la venirea lui Carol I, cum arăta România 48 de ani mai târziu. Cu totul altfel. Cu o rețea de cale ferată care a împânzit, dacă e să ne gândim doar la calea ferată, care a împânzit întreg regatul și care a creat conexiuni la căile ferate europene. Nu mai era o problemă să urci în tren în, eu știu, în Galați și să ajungi la Paris după o zi. Carol spunea, o cale ferată de la Iași la București va uni pentru totdeauna, irevocabil, Moldova cu țara românească. Când s-a făcut această cale ferată, drumul dura 11 ore. Drumul de la Iași la București, pe care îl făcea Cuza, naveta în primii ani de domnie, drumul de la Iași la București și de la București la Iași dura fiecare câte 5 zile. La un moment dat, poștalionul era urcat pe o plută și Dumnezeu cu mila să treacă peste Siret. Ideea de drum reprezintă ideea de progres. O încercare, cum zic, conștientă, nu întâmplătoare, de planificată și dezvoltată sau desfășurată pe termen lung, pe termen de câteva decenii, de omogenizare teritorială. Deci de construire, să spunem, a unui spațiu al națiunii. Nu e vorba doar de faptul că erau cele două principate care se uniseră și care trebuiau să se încusute între ele. Ele însele n-aveau în prima jumătate a secolului XIX o coerență teritorială foarte mare. Ele însele erau foarte eterogene teritorial. Calea ferată este unul dintre instrumentele, poate cel mai important, dacă nu unul dintre cele mai importante, în acest proiect de omogenizare teritorială, un proiect în primul rând de ordin administrativ. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, gara era o poartă către lume și un izvor de bunăstare. Reprezenta conexiune și deschidere. Devenea o emblemă a orașului și un motor de dezvoltare a împrejurimilor. Prin gară intrau și ieșeau oameni și mărfuri, fără de care urbele ar fi rămas prizoniere în Evul Mediu. În multe cazuri, mai ales pentru orașele mici sau orașele medii, orașele se întorc cu fața către gară. Gările sunt amplasate la marginea orașului de cele mai multe ori. Apare bulevardul gării în marea majoritate a acestor orașe, care bulevard al gării, mai ales în orașele medii și mici, devine spațiu cel mai dorit în oraș, spațiu, un spațiu rezidențial de lux, un spațiu pentru comerț de lux. Gara devine un al doilea centru al urbei, un loc dinspre care cresc drumuri și clădiri, magazine și servicii moderne. Gara întinde un covor roșu lumii întregi, care poposește în locurile străbătute de calea ferată. Și se mai întâmplă ceva, calea ferată acționează și ca un obstacol. Deci ea acționează ca o nouă limită urbană, e greu de trecut. De cele mai multe orașe se oprește la calea ferată și trebuie 30, 40, 50 de ani pentru a o depăși, pentru a se extinde dincolo de ea. Deci acționează atât ca un atractor, cât și ca o limită. Sinaia este singurul oraș din România care se mândrește cu două gări regale. Cea veche a fost construită în 1866 pentru regele Carol I. Cea de-a doua, comandată de regele Carol al II-lea, arhitectului Duiliu Marcu, este funcțională și astăzi. La Sinaia, trenurile de plăcere cu tarif redus aduceau la sfârșit de săptămână vizitatori din București. Aici se muta în fiecare vară centrul politicii românești. Gara Băneasa a fost construită pentru a crea un cadru solemn pentru primirile regale. Începând din anul 2012, Gara Regală Băneasa este folosită periodic de familia regală a României, ca punct de plecare și de sosire pentru călătoriile simbol efectuate de Majestatea sa Margareta cu trenul regal. Thank you.
fabricat în Italia, la uzinele Ernesto Breda din Milano. Trenul Regal a fost folosit 4 generații. Au călătorit cu el regina Maria, regina mamă Elena și regele Carol al II-lea. I-a purtat în țară și în vizitele de stat din străinătate. Trenul a adus-o pe regina mamă Elena în țară în 1940, când s-a întors din exil. Regele Mihai a călătorit mult cu trenul Regal în anii celui de-al doilea război mondial. Și tot cu trenul Regal a plecat în exil în ianuarie 1948. La cei 95 de ani, trenul Regal român este probabil cel mai vechi tren Regal în funcțiune din lume. Din 2012, el a redevenit un mijloc de a face legătura între coroană și comunitățile locale și un simbol al statului român. Gara de Nord, cea mai mare stație feroviară a României, a împlinit 150 de ani. Piatra de temelie a fost pusă pe 10 septembrie 1868, în prezența lui Carol I, pe un loc ales de domnitor. Stația s-a numit inițial Gara Târgoviștei și nu a fost concepută pentru a deveni principala gara a capitalei. Întregul proiect, o clădire în formă de U, avea o puternică inspirație din arhitectura Gării de Nord din Paris. Clădirea este inclusă în lista monumentelor istorice, iar pentru modernizarea ei ar fi nevoie de 3 ani și un buget de 300 de milioane de euro. Numai așa, Gara de Nord s-ar putea transforma într-o gară de secol 21, un centru comercial prin care ar trece trenuri de mare viteză. Gara de Nord, alături de Gara Sinaia, au rămas puncte de tranzit ale celebrului tren de lux Orient Express, care parcurge în fiecare an ruta Paris-Istanbul. În România nu există decât o gară, Gara de Nord, restul sunt stații de cale ferată. Este un moment aniversar, este un moment de bucurie, este un moment în care feroviarii se salută și spun la mulți ani. Ce ferește e o armonie între ei când e vorba de meserie. Ne povestim unul la altul de întâmplări, de parcurs, de carieră. Locomotivele pe care le-ați condus, care vă e cea mai dragă? Cea mai dragă mi-e locomotiva cu apă. Deci e pasiunea vieții mele, asta e. Dacă mai aș putea să o mai conduc o dată, ar fi cea mai mare satisfacție vieții mele. Există în Gara de Nord un loc despre care aș spune că este aproape secret. Doar o placă de marmură, așezată de majestatea sa Margareta, amintește că în spatele ușilor încuiate se află o sală de așteptare ieșită din comun. Cu plafoniere de iluminat aduse de la Paris, pereți acoperiți cu marmură, oglinzi de cristal. Aici au avut loc primirile oficiale, până în 1938, când Gara Băneasa a devenit gară regală. Aici au fost primiți suveranul Austro-Ungariei, împăratul Franz Iosef, și țarul Alexandru al II-lea al Rusiei. Pe covorul țesut în 1930 de măicuțele de la mănăstirea Agapia, peste blazonul regal, comuniștii au țesut secera și ciocanul. Salonul a fost folosit de Gheorghe Gheorghiu Dej și mai târziu de Ceaușescu, cel care a vrut să demoleze Gara de Nord și să o mute la marginea orașului.